Vorbeam acum cu părintele Spiridon și cu băieții, că aici te simți în trecut, în timp, de parcă ai intrat într-o mașină a timpului și te-ai întors. Și aici este precum vedeam în poze cu locurile sfinte din Biblie. Am avut astăzi ocazia să sărut moaștele Sfântului Apostol Andrei, care a ajuns și pe meleagurile noastre a României, a Moldovei. Este Sfântul tatălui meu, care este tot Andrei, și am avut niște emoții deosebite. Vezi la noi nici nu astea, dar la aia sunt. Răscoapte. Înțelegi. La cea mai mică mănăstire din cele 20 de aici de pe muntele Athos. Nu ni s-a permis să facem filmări, însă vă asigur că este o frumusețe foarte rară. Un loc în care parcă timpul se oprește în loc. Vladislav, cum se simți aici la muntele Athos? Sunt bucuros că am venit și mi-ați de cadou. Este foarte valoros, adevărați prieteni și adevărate cadouri valoroase. Chiar aveam nevoie de așa de o viziune, de o călătorie spirituală, pentru că e timpul când ai nevoie de mai multă spiritualitate. E important să nu fii în exces, dar profunzime trebuie să existe. Deci asta tare bine mă simt, adică ne-am acomodat, parcă suntem prima zi, dar îmi pare de acum că avem ceva mai mult timp, adică ceva... Fiecare mănăstire este diferită, de parcă ești într-o zi în mai multe țări. În mai multe civilizații, poți să spui. Da. Am fost într-o mănăstire rusească, apoi una georgiană, aceasta mai mult grecească și cu adevărat deosebit. Și e bine că nu luăm să mergem foarte multe, multe în mănăstiri, adică, spre exemplu, luăm 4-5 ca să reușim parcursul zile să le savărăm din toate părți. Părintele ne cheam. Denumirile nu prea le memorizăm, însă eu o străduie să le indicăm, să le cunoașteți și să le vizitați. Staro Nikita. Staro Nikita. Da, mănăstire. Da, cealalt care am fost până acum, Georgiană. Acolo e Everon. Și înainte de Everon?
Păi îmbrăniți din Virona, am fost la... Stai mușină de familie, multe astea. La... la și icoana acolo. Aceea, Sfântul Andrei. Ah, la Andrei Schit. Sfântul Andrei, Schitul, Sfântul Andrei. Da. Și pe urmă am fost la, la Carelia, la capitală, acolo, la icoana Dastoina, adică cuvinții cu adevărat, făcătoare din primul popor. Și pentru ca un creștin să vină aici, ce este nevoie? Ce pași trebuie să urmeze? Dorință, frate. Dacă este dorință, Dumnezeu îl ajută. Dacă îl ajută Dumnezeu, înseamnă că se împlinește planul Dorinței. Aici sunt aduse craniile călugărilor. Așa este o tradiție aici la munții Athos. Toate scheletele, da, călugărilor sunt păstrate și călugării se roagă. Întâi sunt mormântați după 7 ani sau 3 ani. Sunt exhumați și depinde de cum arată scheletul, da, corpul, ei se roagă. La unii mai mult, la alții deja văd că Dumnezeu i-a primit în împărăția sa, iar pentru ceilalți se roagă în continuu ca să fie ajutați. Uitați-vă din ce țări sunt oamenii aici, Moldova, Rusia, Ucraina, România, până în Austria. Aici ocupațiile, jurist, arhitect. Mergem să ajutăm un pic pe călugări, să ducem niște lemne.